Vă salut, sunt Sandrin și am de gând să fac primul review la unei unelte ca voi să nu faceți, să nu comandați un produs pe care după aceea să returnați, mai mult din motive ecologice. Nu mă interesează dacă o să vă urmăriți sau nu. Important e să vedeți cum arată unealta înainte să comandați ca să nu trebuiască să o returnați. Poate vă ajută experiența mea. Asta este cel mai ieftin produs pe care l-are EMAG la polizoare unghiulare sau flex variabil și am vrut să-l iau ca să am încă un flex cu turație variabilă în caz că ăsta mi se strică și până vine de la reparat să am cu ce să lucrez. Eu lucrez în industria mobile, dar am făcut sculptură, asta l-am de 12 ani, adică na, din 2000. Primul meu flex și nu-mi pare rău că l-am luat. Aș dar să vorbim despre asta, care l-am cumpărat. Este in-house, firma, brandul propriu al EMAG, modelul 900, AG900V, Pro minus AG900V. Vine un manual, flexul în sine, unealta în sine, și un mâner cheie. Nu are să vedeți ce fac, pentru că o să-l returnez, o să-l explic imediat de ce. Mai văd că are și o cheie de 10 aici acum. Și are și un fel de garanție, plus 2 cărbuni, care mi se pare un lucru foarte bun. Toate drăguți din partea lor. Probabil că nu găsește exact la fel. Ușor. Și să trecem peste alea, să vorbim direct despre unealtă. Îmi place foarte mult apărătoarea. Boxeaua, na, deja este ridicat și nu a fost. Deci e resigilat din prima. Apărătoarea îmi place mult că este rapidă. Poți să o modifici. Și mie îmi place, vă recomand să lucrați cu apărătoare. Că un singur ok. Adică ai doi, de fapt, dar s-ar putea să rămâi cu un sau cu niciun. Dacă s-are o pânză în cap. Are și buton de oprire. Trebuie să cam greu, trebuie să bat din interior. Mai să dau astea jos, că vreau să o bag și în priză. M-am băgat până acum de la o priză. Filete acceptabile, cam subțiruit. Două filete, nu. Ok, în regulă. Bun. Am de gând să returnesc doar din simplu motiv, pentru că nu-mi place cum funcționează. Cum o să funcționeze, de fapt. Cred că trebuie să ții apăsat aici. Și aici ca să pot să lucrez cu el. Na, dacă vreau să șlefuiesc ceva cu o singură mână, nu pot. Nu pot să fac niciodată așa. Cu două mâini, mie e destul de complicat. Că iau asta să nu desfac parte. Că probabil se folosește. Probabil aceeași mână și la asta și la celălalt. Și dacă până aici. Nu, e alt model. Se pare că este numeros. Asta o să fie treabă. Bun. O să vă explic. O să trecem direct la unealtă. O să vă explic de ce nu-mi place la ea și ce nu-mi place. Nu-mi place la ea butonul de pornire și nu mi se pare foarte practic, deoarece trebuie să ții apăsat ăsta mic și ăsta ca să poți să funcționeze. Știu că e făcut-o ca o măsură antiproști, ca să nu îl pui jos pornit sau să nu sară sau să nu se pornească accidental când calci aici pe el. Dar, pe fi serios, cam știi ce face un flex, adică știi că taie. Știi că există riscul să te taie și trebuie să ai grijă. Unii nici măcar nu folosesc apărătoarea, că sunt profesioniști. Pe ghimele. Să vedem mânerul. Trebuie să vă explic de ce cu mânerul care a venit. Na, eu de touch folosesc un el așa. Pentru fier, cred că e nemaipomenit. Un elu cam prost. Pare, nu știu. Nu știu, nu prea am încrede în el. Oricum, la fier să șlefuiești cu perie merge. Să tai, merge, dar cred că e destul de incomod. Nu știu cum trebuie să ții. Ți-a apăsat. Na, e complicat. Așa. Nu prea merge. Dar la fier l-aș recomanda. La lemn nu pot. Eu dacă vreau să tai ceva cu o mână și stau așa pe partea opusă să văd și ce fac,
nu se poate să-l trebuie. E puțin mai gros decât boșul, dar e acceptabil, nu e cine știe ce. Dar degeaba, nu poți să-l folosești dacă nu-ți iei. Și de aici nu poți să tai așa, nici nu poți să șlefuiești așa, nici nu poți să faci multe lucruri care ar putea face mai normal. De fapt, video de asta-l fac, să-l vedeți exact cum e și cât e de mare în comparație cu o mână. Ca să nu aveți surprize, ziceți, bă, nu e exact, nu ce m-am gândit, credeam că e mai mic, credeam că e mai mare, credeam că e mai roșu. Bun, o să o bag în priză, să vedem dacă s-aude. Nu am găsit niciodată în priză, să fie prima dată. Să sperăm că nu explodează. Duc o pată mai aproape. Bun. Vedeți cum funcționează. Deci este pe maxim, trebuie să apeși butonul de sus, pe asta. Trebuie să puțin dafă. S-aude destul de bine. Sunt ceva iure aici, nu știu ce. Da, e normal, așa s-aude, așa s-aude la flexuri. Asta ar fi viziunea. Și turația variază, cea mai mică variază. Foarte mișto, dacă nu era mânerul ăsta, îl păstram. De butonul de la mână. Ce se fac? Decent. Mai ales la banii care îi... Mamă, deja s-a încălzit. Deci deja este cald și nici măcar nu a fost în sarcină. La banii ăștia 100 de lei, că din media, da, plus, minus 30 de lei, zic că este un produs decent. Cu singura mențiune că dacă îți place mânerul ăsta și ești obișnuit cu așa ceva, te recomand. Deși e puțin cald deja. Și atât a fost. Față de un Bosch vechi de, na, de 12 ani, primul flex, sau vechi, cum ea știe. E modelul GVS6115E, profesional, am dat vreo 220 de lei pe el atunci și între timp, odată l-am lăsat în pauză după ce l-am folosit vreo 3 ani la sculpturi, 3 ani la sculpturi și după aia l-am lăsat și s-a stricat rulmentul, nu m-a costat vreo 70 de lei, cred că rulmentul de aici din capăt, nu știu cum s-a stricat singur, cred că s-a gripat sau ceva. Și n-am mai schimbat cablul cu unul de mai că a picat o chestie pe el și am schimbat ăsta pentru că l-am spart. M-a scăpat în ceva, nu știu, s-a rupt aici tot. Și am schimbat, ăsta e vreo 25 de lei, 30. Poți să ți-l faci și singur, dacă ai putut garanția, cred că merite singur. Există pe multe site-uri piesele, componente, nu știu dacă se mai produce, s-a apărut unul care e mai lunguieț și cred că e mai confortabil decât ăsta. Tot durație variabilă, ăsta care are eul. Asta a fost foarte bună la sculptură, pentru că puteam să dau mai tare, mai încet. Reveniți, a stins camera, cred că au trecut peste 10 minute de când am început primul video, așa că oricum o să fie mai scurt un pic de editez. Să vedem cum merge asta la textul de 12 ani. Viteza maximă. La minimă. Da. Între astea două, clar aș alege pe ăsta că e un pic mai mic. Greutate. E parte mai greu ăsta. Da, dar asta nu-l pot să-l păstrez pe ăsta din cauza butonului. Asta știu că e cel mai prost model de buton, nici măcar n-arată o blocare așa. Este foarte avantajos de chestia asta. Și pot să lucrez și fără mâneri. La ăla nu o să pot să lucrez fără mâneri. Nu pot tine două mâini pe el. O să fac un review și la asta. Scula este destul de muncită și prăfuită și am lucrat în toate domeniile cu praf și cu chiar și la construcție lucrat. E destul de urâtă, dar
Funcționează, trebuie să mai scută un puțin. Să fac mai de aproape. Asta e în alta. Deci, variatorul. Nu e greu. Cablu normal. O să vă prezint niște caracteristici care oricum le găsiți pe site-ul Emag, așa că nu știu, nu sunt responsabil de ele. Are teoretic 900W, 12.000 de rotații la viteza maximă, un cablu de 3 metri. Este foarte util că are pânza de 125. La pânza, poți să pui la 125, poți să pui de 115, dar la 115 nu poți să pui 125 pentru că ți-o învârte prea repede, mai ales dacă nu are variații. În concluzie, să ajungem la o concluzie. Flexul, materiale decente, bună calitate. Ăsta e destul de gros, ăsta pare vopsit bine. Mânerul cam subțire, n-am ce să zici la 100 de lei, m-am mânerul la 100. Viteza merge ok, sau de pun trângănit ceva pe aici, dar na, mi se pare normal, să mai poate pune niște vazeline, ceva pe acolo. Apărătoare e foarte șmecheră, mai șmecheră decât asta că lasă trebuie să dai șurubul. Dar să încerc nu o schimbi, numai o dată, sau până dai jos când ai nevoie singură dată la o tăietură dificilă, dar mai bine nu dai niciodată jos. Găsești altă metodă sau mutritor. Și e foarte anapod asta, de aia e singurul motiv pentru care tunez, zic butonul ăsta, că nu pot să lucrez, trebuie să stau cu un deget sau o mână tot timpul blocat aici. Nu pot să o țin aici, nu pot să o țin aici, aici îmi place mie să o țin. Nu pot să lucrez cu o mână cu ea, da? Nu pot. Dacă am o țeavă de tin într-o mână sau un lemn și vreau să tai, nu pot cu el. Adică nu pot să tai de aici, așa aici, sare în cap. Sau să tai o tablă cu precizie, să mă duc pe o linie dreaptă, nu pot cu el. Nu știu, e posibil să pot așa, dar nu. Așa nu văd ce fac și așa, și așa nu pot să stau. Așa că am să renunț la el. Deși îmi doresc foarte mult unul și o să mai caut unul cu variație și văd butonul care îl apeși și rămâne acolo. Deci care am inventat asta nu a fost o invenție bună. Nu știu pentru cine a inventat-o. Asta fiind zise, vă doresc o zi bună, seara bună, whatever. Și poate ne mai vedem. Poate mă mai vedeți.